CSM Alexandria a produs prima surpriză din turul 3 al Cupei României. Progresul Spartak a început tare meciul și a deschis scorul încă din secunda 55 prin Nicola Stong. Imediat după golul bucureștenilor, CSM a forțat și a reușit să egaleze în minutul 22 prin golul marcat de Răzvan Dobrică. După pauză, cei care au ieșit mai motivați au fost tot alexandrenii. La 4 minute de la începerea reprizei a doua, CSM a obținut o lovitură de la 11 metri care a fost transformată de Mihai Stancu. Până la fluierul final, tabela a rămas neschimbată. S-a terminat 2-1 pentru CSM. Antrenorul alexandrenilor s-a arătat mulțumit la finalul jocului. Jucătorii au făcut ce am stabilit săptămâna dinaintea jocului. Deci ăsta e secretul. Cu muncă și cu disciplină și determinarea, asta a fost tot secretul. Ce să facem? Să-i felicit. Au jucat ce trebuie și spiritul de echipă a dat dovadă încă o dată că se câștigă un joc. Sabin Iacabif, jucătorul celor de la CSM, a mărturisit care a fost secretul acestei victorii. Înainte de meci la încălzire, am găsit un trifoi cu 4 foi și am zis că azi e ziua mea. Și s-a dovedit să fie ziua mea astăzi. A fost un meci excelent din partea tuturor. Felicit și staff-ul și echipa și mă bucur foarte mult că am trecut mai departe. Meciul împotriva celor de la Progresul Spartak a însemnat și debutul lui Florin Cioablă la CSM Alexandria, proaspăt transferat de la Viitorul Dăiești. Am venit aici pentru că oamenii m-au dorit și eu am vrut să vin, am mai lucrat cu domnul Odorabă, conducerea este de cuvânt. Mă bucur foarte mult că a câștigat echipa, am făcut un meci foarte bun, o echipă omogenă, avem o echipă omogenă, bine pregătită și sper să facem lucruri frumoase pe viitor. În urma acestei victorii, CSM Alexandria s-a calificat în play-off-ul Cupei României și așteaptă să-și afle adversara vineri când va avea loc tragerea la sorți. În turul următor vor evolua și echipele din Liga 1.